dar votul nu l-am vândut niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți i-am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Răzvan Zamfir, urmăriți Contraziceri, o ediție electorală în care am doi invitați, pe domnul Silviu Wexler, candidatul Federației Comunităților Evreiești din România pentru Camera Deputaților. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență și pe domnul Constantin Voicu, candidat ALDE pentru Senat. Bună seara! Bună seara! Domnule Wexler, sunteți candidat național, ca orice candidat al minorităților. Dumneavoastră, domnule Voicu, unde candidați? În Vrancea. În Vrancea. Bun. E, primul subiect pe care îl abordăm în această seară depășește granițele României, ajunge până în Ungaria, pentru că, așa cum probabil știți, suntem, nu știu dacă în pragul unui conflict diplomatic, dar oricum în mijlocul unui război al declarațiilor. Pe de o parte, oficialii guvernului de la Budapesta lansează o serie de acuzații la adresa României și oficialilor români. Pe de altă parte, singurul care a avut un punct de vedere pe acest subiect, unul foarte contondent de altfel, a fost fostul președinte al României, Traian Băsescu, actual candidat pentru mandat de senat din partea PMP. Ei bine, astăzi, vicepremierul ungar a făcut declarații, mă gândeam dacă să le nominalizez ca acuzații, o să trageți singuri aceste concluzii. A spus că România este vinovată pentru deteriorarea relațiilor dintre cele două state și, ceea ce cu adevărat mi-a atras atenția și mi s-a părut semnificativ, că statul român face presiuni politice asupra comunității maghiare. Domnule Wexler, haideți să vorbim prima dată la modul general. În România se fac presiuni politice la adresa minorităților naționale, oricare ar fi acestea, din punctul dumneavoastră de vedere? Nu. Până în prezent a fost întotdeauna o colaborare impecabilă a tuturor minorităților, cred, cu statul român. Evident, uneori au fost poziții care au diferit, fiecare om își apără ideea, dar în principiu statul român, indiferent de guvern și indiferent de culoarea politică a guvernului, a avut o colaborare impecabilă și au sprijinit toate minoritățile în ansamblul lor, inclusiv cea maghiară. Și până acum, din fericire, probleme nu au fost. Din contra, România a fost dată întotdeauna ca exemplu regional pentru o bună colaborare cu minoritățile, ceea ce în perioada asta este cu atât mai semnificativ. Și atunci, cum am putea interpreta această acuzație lăsată de domnul Zsolt Szemgyen referitoare la presupuse presiuni politice pe care statul român le-ar face asupra comunității maghiare? Despre ce credeți că ar putea vorbi? Pentru că e drept, n-a detaliat foarte mult, dar ne amintim că, în urmă cu un an, în urmă cu doi ani, au fost declarații de acest gen venite și din partea domnului Victor Orban, care acuza activitatea DNA împotriva anumitor parlamentari UDMR ca fiind o formă de poliție politică anti-maghiară. Ce fel de presiuni politice ar face statul român asupra comunității maghiare? Sincer, nu cred că face. Vă spun și de ce. Vă rog. Că, în primul rând, legat de modul meu de experiență specifică în aviație, eu sunt aviator, v-am mai spus asta, și în țară sunt, de pildă, 16 cluburi teritoriale. Două sunt în Moldova, Suceava și Iași, 4 în Sud, București, Pitești, Ploiești și Craiova, și 10 în Transilvania. 10 răcluburi, câmpuri de zbor, unde, pe care le-am condus timp de 16 ani, unde vă garantez că partea maghiară este foarte apreciată ca și competență. Deci cred că doar o formă de, eu știu, intrare într-o zonă de polemică dorită de cineva, nu știu de cine, n-am idee de cine. Dar, repet, presiune pe zona maghiară ca și entitate nu există de niciun fel. N-am cunoscut-o până astăzi eu. Într-un dialog mai de mult avut cu un concurent din Ungaria, acum și 20 de ani, când iarăși erau dispute pe zona asta, am spus, uite, hai să luăm amândoi istoria, să vedem care, cum a venit pe aici, prin zona asta românească. Și am verificat că acum 2000 de ani nu prea erau pe aici, din partea maghiară, ca și geneză, nimeni. Și ne-am lămurit după asta și evident că a fost o discuție de bună credință, fără un scop politic. Cred că cei care fac asta o fac ca să-și facă imaginea și o fac greșit, după opinia mea. Dar ar putea fi valabilă și o altfel de explicație? Ar putea oficialii de la Budapesta să încerce alimentarea unui curent ultranaționalist în România? Partidele de extremă dreapta, de exemplu, nu au foarte mare succes electoral în România. E, după genul acesta de declarații ale oficialilor de la Budapesta, e posibil ca unii oameni mult mai sensibili la, să zicem, genul ăsta de acuzații, să se orienteze către un partid cu o retorică antimaghiară.
ar putea fi și un astfel de efect? Strict ca și părere personală, toate aceste afirmații pe care le-ați menționat îmi sună perioada de campanie electorală. Este tradiția care se întâmplă. Evident, nu sunt în măsură să comentez afirmațiile domnului președinte Băsescu, dar nu cred în primul rând că conflictul ajută la ceva. Cred, în schimb, că nu există niciun conflict. E campanie și în campanie oamenii încearcă să iasă în evidență uneori, indiferent dacă e vorba de partea maghiară, indiferent dacă e vorba de unii politicieni de la noi, poate prin niște declarații care sar de un spectru al dialogului normal. Chiar și cel politic care uneori poate fi foarte agresiv. În ce privește partidele extremiste, m-am bucurat și ca tânăr și ca membru al unei minorități naționale să văd că toate partidele extremiste care au avut o aderență reală în țară au dispărut. Nu mai au forța care au avut-o altădată. Și poate că toate aceste discuții aduc un procent electoral 1, 2, 0 ceva, dar nu cred că în România de astăzi pot să mai aibă o contribuție semnificativă electorală. Nu cred și îmi doresc să fie așa. Perioadele din campania electorală vin și trec, dar oamenii rămân. Ce se poate întâmpla, și sper să nu fie cazul, pot să rămână răni care să aibă efecte pe viitor. Dar sper să nu fie cazul. Da, și v-ați fi dorit o altfel de reacție a Ministerului Român de Externe, o convocare posibilă a ambasadorului maghiar la București, câteva explicații solicitate. Știm că și Maier Român a fost destul de pasiv în această confruntare verbală până acum. Mi-aș fi dorit să văd o poziție publică mult mai vizibilă, să zicem, ca oamenii să înțeleagă că s-au luat măsuri. E vorba, în primul rând, de comunicare, dar nu cred în pozițiile conflictuale și pumnul în masă și amenință. Nu cred că și-au... A spus pumnul în masă. E foarte bună formularea, pentru că o să facem trecerea mult mai lin la declarația vicepremierului maghiar, care spune: întotdeauna am lăsat de la noi, cum zic ei, ca să fie așa, dar acum suntem puși la zid. Diplomația maghiară ar putea fi criticată eventual pentru că nu a dat cu pumnul în masă mai devreme. Apoi, același vicepremier maghiar a explicat că liderii comunității maghiare din România sunt subiectul unor presiuni politice prin, citez, proceduri mascate în justiție. Exact ce spuneam puțin mai devreme. Deci ar trebui să le oferim o imunitate în justiție liderilor UDMR pentru a nu exista niciun fel de presiune politică, așa zisă presiune politică. Nu știu cum interpretați. Cetățenia este unică, este cea română, oricărei persoane în România aflate. Deci nu putem discuta despre diferențe de abordare în zona penală sau civilă după caz. Poate au dublă cetățenie. Bine, și asta se poate întâmpla, dar nu e niciun avantaj. În clipa când încalci legea în România, tot la fel plătești. Iar legat de partea aceea cu implicarea Mae, nu știu exact care e contextul și nu putem noi afirma de aici, din studio, dacă a făcut bine sau rău, pentru că de multe ori un conflict ca asta a iscat din nimic, mai bine îl lasă dacă decât să te implici în el încât să-l dezvolți. Depinde ce a fost în mod... Păi ce a fost în mod, vă spun imediat. Ministrul de Externe maghiar a precizat că a interzis diplomaților din misiunile Ungariei în lume să participe la festivitățile organizate de Ziua Națională a României, pentru că maghiarii, citez, nu au ce sărbători de 1 decembrie. De aici a pornit tot. Asta știu, mă refer la chestiuni care poate țin, eu știu, de bucătărie internă a entității, nu le cunoaștem noi, dar referitor la partea de răspundere, m-a spus că ai punctul de vedere și vă spun iarăși cu multă deschidere că am prieten foarte bun la, în UDMR, de pildă, de foarte bună calitate oameni. Deci nu cred că noi în România avem vreo dispută pe zona etnică, ci doar cineva o creează într-un mod artificial. Ar trebui să participe reprezentanții minorităților naționale la evenimentele organizate de 1 decembrie? Sau poate nu au ce sărbători? Dar reprezentanții tuturor minorităților etnice din România, cele recunoscute, au participat întotdeauna la 1 decembrie. Înțeleg că udemeriștii au oarește rețineri uneori. Unii lideri UDMR sunt nemulțumiți. Unii lideri sau unele persoane întotdeauna pot face opinii diferite. Dar, de altfel, a fost și un moment tensionat în Parlament mai de mult, dar o afirmație făcută atunci a fost foarte importantă. Vorbesc despre minoritatea pe care vreau să o reprezint, dar fac referire la toți. Evreii din România, aproximativ... poate 100-150.000 de evrei au murit în războiul de independență al României fără a avea măcar cetățenie.
Deci au contribuit fără a avea niciun beneficiu sau, hai să-i spunem, obligație legală de a participa. Și au făcut-o pentru că au crezut în țară, pentru că și-au iubit țara. E vorba și de loialitatea pe care o are etnia și individual ca om și etnia în general față de țară. Și au participat. La rândul lor, toate celelalte minorități au participat la crearea și dezvoltarea României care este astăzi. Ori dacă ei rămân aici și sunt aici, înseamnă că au un motiv mare să se bucure la fiecare zi națională. Aș vrea doar să completez un pic ce a zis colegul de platou, dând un exemplu. În urmă, poate cu un an sau doi ani, am avut o problemă referitoare la un poet de etnie maghiară din perioada celui de-al doilea război mondial. Vă aduceți aminte probabil Cazo, care a făcut parte din regimul pronazist din acea perioadă, care s-a dorit în mormântarea lui în România, într-un moment, hai să-i zicem, de a crea un mini-conflict. La momentul respectiv, sper să nu mă înșel, dar o parte din aceiași oameni care au făcut declarațiile acum au făcut și atunci niște declarații foarte acide, publice și moduri de sprijin. E important de reținut că comunitatea de aici nu s-a implicat în aceste jocuri politice, dacă vreți, sau declarații eruptive, oricum doriți să le spunem. În același mod, și fac o paralelă, România este poate singura țară în momentul acesta unde comunitatea evreilor are o relație impecabilă cu comunitatea musulmanilor. De altfel, unul din oamenii care au venit întotdeauna la sărbătorile noastre, ca și noi în sensul invers, a fost muftiul cultului musulman. Am menționat asta doar pentru a sublinia că chiar dacă sunt unii oameni care încearcă să agite, există o mare majoritate a oamenilor care sunt normali. E o precizare importantă, cu atât mai mult cu cât România, așa cum a spus puțin mai devreme, e oferită ca exemplu în ceea ce privește protecția minorităților la nivel european. Probabil orientarea actuală a guvernului de la Budapesta ar trebui recalibrată, dar destul despre chestiunile ce depășesc granițele țării, vă propun să ne întoarcem în România și să mergem la Argeș. La Argeș, între religie și politică, diferența pare să fie foarte fină. Ca să ilustrez mult mai bine ce am de gând să spun, o să-i rog pe colegi să ne arate câteva materiale de campanie electorală ale Partidului Social Democrat și ale Partidului Mișcarea Populară. Da, este un calendar creștin-ortodox. Uitați, are și o iconiță, dar are și o siglă de partid. Și mai avem o imagine similară, e drept calendarul tipării de Partidul Mișcarea Populară, n-are niciun fel de icoană, e o ilustrație laică, să o numim ca atare, și nici nu scrie calendar creștin-ortodox. Domnule Voicu, în condițiile în care noi solicităm o neimplicare a bisericii în campania electorală, rugăm Biserica Ortodoxă să nu facă recomandări în duminica alegerilor de natură electorală. Cum interpretăm momentul în care un partid, o filială locală de partid, merge ea însăși în zona bisericii și folosește, ca să-l citesc pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, abuziv o icoană creștin-ortodoxă? Ce fel de practici electorale sunt acestea? O să vă răspund cu o întrebare. Vă rog. Aveți idee dacă acest gen de calendar are cod AEP? Cod AEP? Da, trebuie să ne mai uităm o dată la imagini să vedem dacă e scris, e drept că rezoluția imaginii nu ne permite să... Dom'le, aici nu există cod AEP și aici imaginea nu e completă. Din cultura mea juridică știu că este obligatoriu acest cod. Bineînțeles. Deci înseamnă că a fost o formă de încălcare a legii. Nu vreau să fac alte comentarii pentru că nu este modul meu de abordare, dar repet, în clipa când toți de la masa asta respectăm o regulă, înseamnă că ceea ce apare pe lângă este o încălcare. Bun, dar portițe legislative pot exista și o să vă ofer punctul de vedere, prima dată punctul de vedere al domnului Ion Georgescu, un lider al socialdemocraților din Argeș, omul care coordonează campania PSD Argeș și care declară: nu știu dacă există acordul bisericii.
Cele 5.000 de exemplare au fost distribuite în Pitești, Topoloveni și Mioveni, acolo unde e populație mai multă. La orașe nu prea merge toată lumea la biserică. La țară, de regulă, femeile iau calendarele de la preot. E primul an când împărțim și calendare alături de programul de campanie și o broșură de prezentare a candidaților. Din ce am înțeles eu, biserica le dă prea târziu. Iată, vine în întâmpinarea nevoii credincioșilor. Iar prețurile acestora variază între 10 și 20 de lei. În unele zone, calendarele sunt prea puține în comparație cu populația, iar în unele mai multe. Astfel s-au gândit colegii mei, fiind și în preajma sărbătorilor, că oricine are nevoie de un calendar. Noi am distribuit doar în Argeș, nu știu dacă au fost tipărite și pentru alte județe. Am văzut că și alte partide au împărțit calendare. În calendare sunt trecute sărbătorile legale. E un produs de calitate și de bun gust. Nu se face campanie pentru că nu scrie nicăieri votați. Are sigla PSD. Dar dacă nu scrie votați, a încheiat domnul Ion Georgescu. Deci este un gest de, nu știu, sunt misionari, răspândesc cuvântul lui Dumnezeu. Cum adică biserica le dă prea târziu? Domnule Wexler, cum vi se pare această explicație? Evident, nu știu care este programul Bisericii Ortodoxe și când le distribuie. Cât privește calendarul, am văzut astăzi în presă când a apărut. Cred că a fost o inițiativă locală care a fost greșită, dacă n-a avut acordul bisericii. Ce pot completa este că știu că din punct de vedere al legii electorale, implicarea cultelor nu este permisă. Mai departe, Biroul Electoral Central trebuie să ia o decizie în acest sens. Și din nou, cred că a fost o măsură locală, important de menționat asta, nu a fost ceva făcut la nivel general sau public de partid, de oricare din cele două partide care au fost menționate. Greșeli se întâmplă, câtă vreme nu sunt cu intenție și sunt corectate. Dar, din nou, instituția care este în măsură să răspundă celor... Este Apple, dar în cazul de față Biroul Electoral Central. Biroul Electoral Central. Dar e corectă această explicație? Dacă nu scrie nicăieri votați, nu e un material electoral? Pot să vă răspund eu, dacă îmi dați voie. Vă rog. Eu știu că n-ai voie să pui nici măcar numele unui candidat de anumită partidul într-un document altul decât cel cu coda AEP în perioada asta, decât dacă noastră aici este o dezbatere, dar când emiți un calendar ortodox, nu mai este dezbatere. Și vreau să mai spun ceva, dacă îmi dați voie, eu sunt convins că există o luptă între filiale la orice partid și la alte, evident, și eu vreau să scot un scor bun. Evidență. Exact. Și mă gândesc că aici cineva a fost prea entuziast, nu-i comentez gestul, doar cât, de fapt, totul dacă este în sfera legală gestul respectiv, asta e tot ce trebuie. Dar sfera morală e până în ele murim cu legalitatea. Să fiu nou, să vă spun de ce. Am un prieten foarte bun, preot, toți avem prieteni duhovnici buni. Și mi-a spus mai de mult că biserica are nevoie de reprezentanți în Parlament, pentru că politica pe care o face biserica trebuie să fie una totuși coerentă și pe lungă durată. Și de acord cu asta sunt și eu. Dar nu are voie să se implice nici legal, nici moral într-o campanie, pentru că afectează balanța. Deci biserica nu s-a implicat, pentru că am în față declarația purtătorului de cuvânt al Patriarhiei. Califică această acțiune drept o modalitate de campanie electorală care folosește abuziv o icoană. Nu are niciun caz consimțământul bisericii. Biserica nu are nicio legătură cu acest caz. Vă dați seama că orice icoană poate fi luată de pe internet și fotocopiată. Din păcate, observ că se apelează la astfel de mijloace de convingere. Se încearcă sensibilizarea oamenilor credincioși prin astfel de materiale electorale. Patriarhia Română nu agrează și nici nu poate fi vorba despre vreun agrement între ea și PSD. Deci o formulă a celor de la PSD în care se folosește în mod nepotrivit, calific eu, un semn religios. Eu nu am aflat până acum, aflu de la dumneavoastră. Patriarhia Română nu susține niciun fel astfel de practici. În regulă. Deci, borul se delimitează de demersul PSD-știlor argeșeni, dar v-am întrebat dacă e o practică morală, nu știu, legală, vom vedea, dar spuneați dumneavoastră. Este un abuz. Așa spune domnul Bănescu, da, de la Patriarhie. N-avem nicio îndoială că spune. E folosirea abuzivă a unei icoane. Da. Dar cum ar putea fi biserica reprezentată în Parlament, dacă nu poate face politică, atenție? După opinia mea, ar trebui să fie un reprezentant, nu pot să vă descriu ce poziție să fie, da, în bor, dar ar fi mai multă transparență vis-a-vis de anumite, eu știu, momente dificile ale bisericii. Un mandat de parlamentar oferit bisericii? O formulă din aceasta gândi? Știu că în interbelic erau senatori de drept, patriarh cu președintele Academiei și alții. Cred că așa ar trebui. Este opinia mea vis-a-vis, da, de situația în România, pentru că noastră știți foarte bine, biserica în România are cum se cheamă, un procent bun în zona credibilității populației, da,
Și, biserica, armata. Da. Ar trebui totuși ținut cont de asta. Deci noi votăm oameni după imagine, nu după competență. Iar cei care au o imagine bună, mă refer la biserică, înseamnă că trebuie să fim parlament. Pentru că nu dă nimeni examen când intră în Parlamentul României. Nu, da, așa este. Dar pe de altă parte, cum am împăca o astfel de inițiativă de reprezentare practică a Bisericii Ortodoxe Române în Parlamentul României sau oricărei biserici sau oricărui cult, dar strict o reprezentare religioasă în Parlament, în condițiile în care noi trebuie să facem această separație? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Nu cred că în momentul de față o astfel de reprezentare, în primul rând, legal ar fi posibil, este vorba de felul în care este structurată Constituția și de altfel, potrivit legii 489 din 2006, este vorba de legea cultelor, da. Statul român este neutru religios. Da. Statul român nu are nicio religie asumată oficial. Lucrul în care cred cu adevărat, există în Parlament un grup ecumenic de rugăciune care reunește reprezentanți de la toate cultele care au oameni în Parlament, cred că mai corect este spus, parlamentari de diferite, care aparțin diferitelor culte și care are o activitate bună și importantă. Cred că ar trebui activitatea acestui grup ecumenic dezvoltată și să asigure o legătură, hai să zicem, mult mai prezentă și cu celelalte. Deci culturi. Nu instituția religioasă să fie reprezentată în Parlament, ci un parlamentar care are convingeri religioase să exercite mandatul de parlamentar gândindu-se la religia sa. Așa a fost și în prezent. Grupul ecumenic de rugăciune în prezent, dacă nu mă înșel, are undeva în jur de 40 de membri de la toate partidele și din Camera Deputaților. Care e activitatea acestui grup? La ce se referă? Grupul ecumenic de rugăciune s-a reunit în general de 2 sau de 3 ori pe lună. Este un grup informal din discuții, deci nu este o comisie oficială, nu dezbate legi, nu nimic. Întotdeauna a fost ales un subiect de activitate care se intre și în partea de cult, iar parlamentarii prezenți, alături de o serie de invitați, au purtat discuții pe acele subiecte. Hai să zicem, valoarea suplimentară pe care o văd eu, care aparțin de un cult minoritar în România, este că a oferit o portiță de discuție între majoritate, minoritate și toate celelalte. E un grup de dialog. Exact. E un grup de dialog. Și de multe ori a potolit unele lucruri care puteau fi interpretate și asta e o contribuție. Au fost momente tensionate, religios vorbind, în Parlamentul României? Din motive exterioare Parlamentului au fost. Exterioare Parlamentului, la ce vă referiți? Întâmplări din societate. Declarații ale, din nou ajungem la declarațiile unor membri, da, care devin foarte publici. Și au fost de la toate cultele, inevitabil oameni care de-a lungul timpului au făcut declarații deplasate, care au deranjat pe ceilalți. Și din nou, eu cred cu tărie că dialogul rezolvă în general problema mult mai mult decât exact ce am spus, pumnul în masă. Și în general, când doi oameni au ocazia să discute față în față, doi, trei, mai mulți, să rezolvă altfel problemele. Și din nou, grupul ecumenic de rugăciune a contribuit și nu odată la asta. La planarea unor conflicte. Domnule Voicu, dacă vorbeați despre credibilitatea bisericii, după momentul colectiv nu a scăzut masiv încrederea în biserică? Vă dați seama că orice moment critic într-o țară aduce niște schimbări în zona asta, în clasament. Dar nu putem judeca biserica după evenimentele care se desfășoară, ci dacă vreți, trebuie să facem o medie a activității și a implicării bisericii în viața socială. Au fost foarte multe comentarii legate de partea de investiții, știți foarte bine la ce mă refer, la acea catedrală care, da, este foarte costisitoare și erau comentarii că mai bine să fac spitale. Eu nu neg nimic, nu am niciun fel de opinie contrară acestei dorințe de a se face spitale, din contră. Dar managementul este la nivel național făcut într-un fel de biserică și pe fonduri publice, statul român are la dispoziție destui bani să facă și spitale. Da, nu le face. Păi asta e problema celor care sunt în Parlament astăzi și nu îi trag de urechi pe miniștrii. Păi, nu s-au făcut spitale nici înainte de actualul Parlament. Nici înainte de 2012 nu pot să spun că am fost campioane construcției de spitale, cum nici înainte de 2008. Nu din cauza bisericii. 2008. Nu, fim e drept. Onești. Din cauza factorului, da, politic. Exact. Dar ce credibilitate poate avea acum un partid care promite construcția nu știu câtor spitale? Cam toate partidele au promis așa ceva. Am zis că PSD-ul promite un spital republican.
nu știu, mă gândesc, familia regală nu o să fie primită, nu-mi dau seama de ce s-a ales acest termen. Da. Dar ce credibilitate au oamenii aceștia când promis spitale, că ați vorbit despre spitale, în condițiile în care au fost la guvernare și, cu excepția guvernului Ponta, care a redeschis câteva spitale, da, nimeni n-a construit nimic. În Vrancea lucrurile s-au foarte prost, de pildă. Așa că știți că în Vrancea au fost desfințate două spitale în zone importante, mă refer la Odobești și la Panciu, și a rămas un spital județean de, cu o vârstă de peste 50 de ani, mă refer la infrastructură, cu dotare la fel de veche aproape și insuficientă capacitate de preluare a bolnavilor. Deci lucrurile stau foarte rău, într-adevăr. Și, sincer să fiu, orice politician când vine în campanie, vine cu o ofertă care să fie pe placul auzului celor care votează. Măcar auzului, da. Da. Deci asta e explicația, după opinia mea. Și, din păcate, vă spun, aș vrea să intervin un pic pe zona de investiții, pentru că suntem la zona asta de spitale. Nu există niciun fel de legislație care să presupună o strategie în zona de infrastructură, chiar și în domeniul sanitar. Mi-a rămas un pic șocat când am văzut acum de curând un proiect, mă rog, un proiect aceea, chiar un act normativ emis de Guvernul României, prin care la medicamente prețul se scade într-un mod secvențial în trei etape, când piața hotărăște prețul medicamentelor, nu Guvernul României. De pildă, în Germania, substanța activă se licitează fiecare an la nivelul unei case similare de sănătate cum este și România. Dar nu spune nimeni care trebuie să fie prețul și că trebuie să coboare în fiecare an. Deci în România sunt niște, după opinia mea, sunt, dacă vreți noastră, strategii lipsă pe diverse domenii, inclusiv pe zona sanitară. Și aș vrea să vă, doar să menționez un lucru vis-a-vis de asta, că partea de finanțare este una destul de consistentă, pentru că eu, de pildă, plătesc CASE din NAFă și din alte venituri. Deci nu există forma de contorizare foarte strictă pe care o să văd eu la final de an fiscal, că în România s-au strâns nu știu câți bani. Deci bani sunt. Asta e evident. Bani sunt, doar sunt gestionați greșit, pentru că, repet, nu este o legislație care se impune foarte clar. Păi deci, problema, domnule Wexler, problema e la legislație sau problema e la resursa umană, la persoane, la politicieni, la miniștri, la ce funcție au aceștia? Unde e de fapt problema? La lege? Vă spun, răspund printr-o experiență personală. Vă rog. Cred că problema este împărțită corect în trei direcții. Două le-ați menționat, a treia parte este și de la noi, de la public, cei care beneficiem de aceste servicii. Nu-i frumos să spui asta și cu siguranță nu-i frumos să spui asta în campanie, dar o spun. Eu am avut o problemă de sănătate gravă acum câțiva ani, și complet nepregătit de pe stradă, în drum spre Parlament, de altfel, am ajuns la spital. Am ajuns la un spital întâmplător, exact cel lângă care mă aflam atunci. Și am fost preluat. Fără nicio intervenție, fără nimic, nici nu cred că aveam vreun ban la mine, dacă ar fi, n-aveam nici cardul de sănătate, nu aveam absolut nimic la mine. Oamenii de acolo s-au purtat ireproșabil. Două probleme am întâlnit în timpul procedurii. Repet, este experiența trăită din mine. În timpul operației au descoperit că în sala de operații nu aveau tot ce le trebuie pentru ce urma să-mi facă. Cu mine, întins, acolo. Într-un final s-a rezolvat. Nu am beneficiat de ce ar beneficia orice om care are asigurare, care lucrează. Mă înclin în fața oamenilor aia cum s-au purtat față de mine. Am văzut în același timp, independent de problema echipamentelor, am văzut oameni care se comportau înfiorător sub presiunea momentului, sub presiunea situației. Dar când ești medic și ai într-o zi 20-30 de oameni, din care doar 5 este suficient să țipe la tine sau să poarte urât, să rupi firul. Legislația în domeniu este stufoasă. Am fost curios să citesc legislația actuală privind medicina. Și este înfiorător să navighezi prin ea, să găsești un subiect anume. Legislația se poate corecta, în special în direcția de a fi făcută ușor de înțeles și ușor de găsit. Dar este într-adevăr și o problemă, repet, testată pe cont propriu, de echipament și de medicamente. Bine, după ce am văzut recentele dezvăluiri de la spitalul Malaxa, de exemplu,
unde managerul controla instituția sanitară ca pe o firmă fantomă, nici măcar ca pe o societate comercială de bună credință. Începem să înțelegem de ce nu sunt bani pentru medicamente în spital, pentru aparatură, pentru orice ar fi necesar și ne bazăm doar pe calitatea actului medical înfăptuit de medici. Deci, vedeți aici, dacă acolo sunt niște căpușe gigantice montate pe sistemul sanitar, oricum subfinanțat. Deci o explicație avem acolo. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Din nou, eu nu sunt pe domeniu, vorbesc ca și fost pacient, da, și sper să rămân la stadiu de fost pacient. Am citit în presă, evident, povestea care a fost acolo și s-au făcut niște greșeli mari, greșeli care trebuie corectate. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, să văd atacul care a fost lansat și la adresa spitalului în întregime și la adresa, hai să zicem, în unele publicații, la adresa întregului sistem medical. Nu este corect. Revenim la acea idee de câțiva oameni față de toți restul. Generalizarea în mod obișnuit nu este utilă, la fel cum am văzut, voi face o paralelă care nu are nicio referire, dar m-am amuzat acest subiect care a devenit arhidiscutat în prezent al domnului Soros, care pentru că 1, 2, 5 oameni cât au fost, au avut o bursă din partea unei fundații de care a dumnealui, acum a devenit o isterie națională. Ce este trist în toată povestea asta și de ce am menționat-o, este că inevitabil se răsfrânge asupra comunității și din care eu fac parte. Pentru principiul că domnul Soros este evreu și automat toți evreii din România sunt responsabili. Domnul Soros este evreu ungur stabilit în America. Pentru teoria conspirației are toate ingredientele necesare. Haideți să trecem la chestiuni ceva mai aproape de realitate și aș vrea să vorbim despre declarația pe care copreședintele dumneavoastră Daniel Constantin a făcut-o astăzi într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă, Agerpres, cu privire la o posibilă revizuire a Constituției. Înțeleg că susțineți ideea de revizuire a Constituției. De ce? Pentru că evoluția socială este una firească. Legislația, de regulă, rămâne în urma evoluției sociale. Cred că asta și dumneavoastră sunt două elemente. Acum 30 de ani făceam ASE-ul. La ASE am învățat un lucru esențial. Că tehnica evoluează rapid și că forța de muncă trebuie după aceea activată și ea, un pic upgradată, cum sunt noi astăzi. Așa este și în Constituție. Evident că lucrurile se schimbă și are nevoie de o abordare nouă. Și ce e atât de învechit la actuala Constituție? Nu pot să vă spun exact, pentru că aș fi, nu este, dacă vreți dumneavoastră, zona mea de competență să mă exprim, dar v-am spus principiul. Principiul este că orice formă de existență legislativă într-o țară, în România, știți că legea fundamentală este Constituția României, da, de aici pleacă totul, provoacă, evident, o anumită dezechilibru între partea socială și partea economică, de multe ori, prin legislație. Și, evident, Constituția are nevoie și ea de o nouă formă. Pentru că în interviul domnului Constantin, copreședintele dumneavoastră, două teme au atras atenția cu privire la revizuirea Constituției, pentru că doar două teme a adus domnia sa în discuție și e vorba de clarificarea modului de desemnare a premierului României. Înțeleg că nu e foarte clar dacă președintele trebuie să-i cheme la consultări pe reprezentanții partidelor parlamentare și apoi să ia o decizie în funcție de ce a discutat cu aceștia sau independent de discuții. Și asta e o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Și ar mai fi ceva care mie mi-a atras atenția. Ideea că ar trebui să definim căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. În momentul de față e uniunea dintre soți. E nevoie să modificăm Constituția înainte de reorganizarea teritorială, administrativă, înainte de multe chestiuni care au făcut subiectul discuțiilor privind revizuirea Constituției în 2012, când ni s-a promis de către USL o nouă Constituție. Bun, înainte de toate acestea, trebuie să clarificăm că doar un bărbat și cu o femeie se pot căsători. E atât de important, avem atenție în cod, prin lege, deja lămurită chestiunea asta. Este lămurită, dar acum asta presiune. Ați văzut că presiune pe zona asta, au fost foarte multe episoade în care persoane din afară căsătorită, din afară României mă refer, vreau același lucru și în România să fie recunoscut,
de același sex persoane, bineînțeles, mă refer, și să lovească de această procedură care nu le permite asta. Acum, partea de decizie este a poporului român. El conduce țara, poporul reprezentanți, pe noi, mă rog, sper, noi, parlamentari în viitor. Și evident că trebuie să fie o formă, un referendum pe zona de accept sau de neacceptare acestei situații. Au fost discuții pe tema acestei căsătorii între persoane de același sex, pentru că se gândeau foarte mult sociologi dacă au acest statut oficial, au dreptul să fie, să înfieze copii. Și cum vor fi educați după aceea? Deci sunt foarte complexe pe zona asta. Deci nu cred că o abordare nefirească a domnului Daniel Constantin. Cred că chiar firească. Deci vreau să spuneți că trebuie în momentul de față schimbată Constituția, pentru că nu e suficient că legea prevede o chestiune? Spun că trebuie clarificări mai multe decât sunt astăzi în lege. Sunt mai multe spețe. Nu le putem acum identifica noi trei aici, garantat. De-aia există Parlament. Iar partea cealaltă... Nu știu, nu știam că pentru asta există Parlament. Eu aveam senzația că există Parlament pentru imunitate. Căci dacă spuneți că Parlamentul are ca obiect... revizuirea Constituției, o să vă întreb dacă din 2012 până în prezent am avut Parlament. Iertați-mă, eu nu vreau să mă refer la trecut. Eu trebuie să mă refer la trecut. Da. Mulți dintre cei care se găsesc pe listă, inclusiv la partidul dumneavoastră, sunt oameni cu experiență, ca să nu zic vechime, în Parlament. Și atunci vă întreb, a fost nevoie să strângă o coaliție pentru familie, o organizație non-guvernamentală, 3 milioane de semnături și abia acum este Parlamentul interesat de revizuirea Constituției? Am spus principiul de bază și colegul meu de platou vă poate confirma că democrația înseamnă poporul care conduce țara, pe scurt. Da. Deci... Păi știți că a fost un referendum în care s-a solicitat reducerea numărului de parlamentari la 300 și trecea, atunci poporul nu prea conducea țara atunci, să înțeleg. S-a făcut o etapă, da, s-a redus deja cu un procent important. Parlamentul acum știți că sunt mai puțin, costă 30, dacă s-a schimbat sistemul de vot, s-a desfințat votul uninominal. Deci e un pas în direcția dorită. Eu v-am spus că eu sunt interesat de viitor și de asta proiectele noastre, adică alte mă refer, sunt pentru viitor mai mult decât analiza trecutului. Iar partea cealaltă, care erau două discuții la noastră aici cu premierul, cred că dorința a fost să se evite, eu știu, alunecarea către o anumită zonă politică a șefului statului român când ia o decizie vis-a-vis de premier. Adică, vă știți cum este la român, trebuie să fie legea foarte clară. M-am spus și dânsul, trebuie să fie lucrurile mai, un pic mai rafinate și puse într-o formă cât mai clară de existență și de aplicare a lor, mă refer la legi. În clipa când premierul este desemnat de președinte cu o anumită strictețe în Constituție, nu mai sunt discuții pe cine alege și cum își face partidul respectiv. Dar acum nu e clar? Părerea mea este că este... Adică, pentru mine e clar. Poate am interpretat eu greșit. Spuneți-mi ce nu-i clar. De pildă, dacă președintele țării numește alt premier decât cel care ar fi firesc aspectul procentului unui partid sau unei coaliții, există riscul să fie după aceea suspendat președintele țării pentru astfel de activitate, pentru că nu respectă voința poporului. Dar alege un premier din zona mai importantă ca și procent a Parlamentului. Deci în clipa când un președinte ia o decizie... Deci premierul trebuie să aibă majoritate în Parlament ca să fie respectată voința poporului? Eu așa cred. Și atunci domnul Tăriceanu cu 20% în Parlament cum conducea este România ca premier? Asta este excepție. V-am spus, dânsul a rămas mai departe în 2007, dacă nu mă înșel, premier. Împotriva voinței poporului, spuneți dumneavoastră. Nu neapărat. Nu, păi cum? Parlamentul deci dacă nu avea majoritate... reprezintă poporul. Revin la principiul de bază. Da. Păi da, dar trebuie să mă faceți să înțeleg. Deci premierul trebuie să aibă neapărat... Mai încercăm. Premierul trebuie să aibă neapărat o majoritate parlamentară ca să reprezinte voința la poporului? La desemnarea lui, da. Doar la momentul desemnării? Da. Ulterior, nu mai contează. Păi nu sunt în clipa de față proceduri care să permită unui șef de stat să schimbe premierul după cum vrea el. Nu, dar există procedura prin care Parlamentul poate schimba premierul oricând dorește. Evident. Măsura de cenzură este cea mai importantă. S-a întâmplat în România. Înseamnă că au avut răbdare parlamentarii până când și expiră mandatul. Bine, eu mă gândesc că în cazul domnului Tercean a fost și o prietenie cu Partidul Social Democrat. De fapt, e recunoscută. Dar vă întreb, domnule Wexler, e neclar modul în care se numește acum premierul României? Că n-am prea avut momente ultra-tensionate. Sigur, a fost propus câte un individ care n-a întrunit o majoritate parlamentară și n-a primit votul, dar nu s-a ajuns niciodată la dizolvarea Parlamentului după trei astfel de cabinete nevotate, nevalidate.
Haideți să luăm pe rând. Aș vrea întâi un comentariu referitor la inițiativa de modificare a Constituției. La căsătorie? Da. Haideți că discutăm despre căsătorie după că mai avem de brodat pe marginea subiectului. N-aș vrea să-l expediem prea ușor. Asta cu premierul mi se pare un subiect mai facil de asta. Am zis să începem cu el. Eu cred. Dacă se dorește clarificarea, se poate face clarificarea. Dar procedura în prezent poate stârni nemulțumiri politice, dar realitatea este următoarea. În formularea actuală s-a mizat pe două lucruri. În primul rând, să nu uităm că România este o republică semiprezidențială. Da. Deci România nu este nici republică prezidențială clară, nici parlamentară. S-a considerat de către părinții Constituției, dacă vreți, să fie la jumătatea drumului. Să nu fie nimic, da. Dacă e bine, dacă e rău, asta istoria o să arate și ei pot să vorbească. S-a mizat, cred, cum văd eu, și pe, hai să zicem, modul de relaționare cu ceilalți. Respectiv, e un pic ilogic să numești pe cineva ca premier care nu-și poate forma o majoritate în Parlament. Da. E un spectacol. Am avut asta în trecut, a mers omul, n-a strâns majoritatea, hai să facem a doua procedură. Nu a fost niciodată cazul și sper să nu se ajungă la noi să fie situația de dizolvare a țării. Cred. A Parlamentului. A Parlamentului. Să nu ajunge până la țară. Cred că dacă cineva are o majoritate clară, logic și normal este ca acea persoană să fie numită. Dar se întâmplă rar ca un singur partid să obțină majoritatea în Parlament. De regulă e vorba de coaliții. Se formează majorități din două sau mai multe partide. Ar trebui în mod automat ca acele partide să decidă viitorul premier? Din punctul meu de vedere, da. Și atunci ce nevoie ar mai fi de președinte în ecuația asta? Pentru că aceasta este procedura care s-a implicat. Vă dau un exemplu, respectiv cel al Israelului, unde niciodată, o singură dată în istoria țării a fost cazul când un partid a avut majoritate, 50% plus 1, o singură dată în istorie. În rest, întotdeauna, așa este și gândită, Constituția țării obligă la formarea de coaliții. Și atunci președintele desemnează premierul care își poate forma majoritate. Dar, din nou, este un pic ilogic, cât văd. Dacă numești pe cineva care nu are majoritate, va ajunge în Parlament, pierdem timp și va fi respins. Sper să nu fie cazul. Bun. S-a întâmplat o dată, dacă nu mă înșel, sau de două ori în istoria României, da, să fie propus cineva care n-a avut o majoritate. Nu știu dacă va mai fi cazul, dar ați vrut să comentați inițiativa de modificare a Constituției, de definirea familiei. Da. Vă rog. E o inițiativă care a stârnit foarte dezbateri foarte aprinse, ceea ce e bine, a stârnit uneori pasiuni exagerate, ceea ce deja nu mai este bine și am auzit și am primit o invazie de mesaje, în special pe internet, pe această temă de la ambele tabere, și pro și contra. Realitatea într-o democrație este următoarea. Dacă 3 milioane de oameni au semnat solicitarea pentru un referendum, acel referendum trebuie ținut. Pentru că asta este procedura democratică. Este trecut în Constituție numărul X de semnături ca să declanșeze o procedură. Indiferent de opiniile personale pe care le-ar avea... Dar e nevoie și de un vot în Parlament ca să ajungă la referendum. Da. Deci partidele pot să nu organizeze, să nu voteze inițiativa și nu se ajunge la referendum. Da, nu cred că ar fi corect. Dar se poate face și asta. Strict tehnic? Da. Da. Deci partidele și nu susțin Coaliția pentru Familie, nu se ajunge la niciun referendum. În regulă. Și să spunem că ajunge la referendum. Da. Ar trebui acel referendum să modifice Constituția? Dacă e validat, dacă e votat de cetățeni, dacă cetățenii spun în număr foarte mare, da, căsătoriile trebuie să aibă loc doar între persoane de sex opus sau diferit, că oricum sunt doar două, mă rog, ar trebui Constituția modificată ulterior? Dacă majoritatea validă, conform legilor în vigoare, votează acest lucru, da. Și atunci, este ce facem cu cei care au votat pentru 300 de parlamentari, nu 425, nu 415, ci 300, și pentru Parlament unicameral? Ce facem cu acei oameni? Al căror referendum, al căror vot, n-a contat. De ce contează Coaliția pentru Familie mai mult decât votanții reducerii numărului de parlamentari? De ce?
Vă dau un răspuns pe două aspecte. Vă rog. Unu, moral, este evident că toți oamenii, toți cetățenii au aceeași valoare. Da. Există... Sau măcar drepturi. Și drepturi și obligații. Da, să nu uităm de partea de obligații. Da. Există o diferență mare între cele două referendumuri din punct de vedere legislativ. Da? Referendumul de data trecută a fost unul consultativ, cel de acum este o inițiativă cetățenească. Constituția prevede două proceduri diferite pentru aceste puncte de vedere. Moral, nu ar fi trebuit ignorat acel referendum, dar nu era obligatoriu să fie pus în practică. Din punct de vedere legal, în cazul acestui referendum, fiind inițiativă cetățenească, deci procedură separată, are un alt traseu. Parlamentul votează referendumul odată ce a trecut, sper să nu mă înșel, dar automat intră în vigoare. E o diferență de legislativă între cele două. Cred, din nou, strict ca și opinie neavizată legislativ, că referendumul trecut, din păcate, în prezent sau din fericire, în puncte de vedere diferite, da, nu mai este aplicabil pentru că sistemul electoral s-a schimbat și a fost un referendum, s-a pus o întrebare pe o procedură care nu mai este în vigoare. S-a pus o întrebare pe numărul, da, de parlamentari. Da. Și numărul de parlamentari există ca număr, indiferent dacă îi votăm uninominal, mă rog, ce am avut noi n-a fost chiar uninominal, dar pe sistemul vechi sau pe sistemul prezent. Oamenii au spus 300 de parlamentari. Cum îi alegem pe cei 300? E o altă chestiune. Dar eu întreb moral, pentru că această coaliție pentru familie cu principii morale operează, nu, nu cu cele juridice. Și da, să vă rog să-mi dați voie. Vă rog. Partea cu parlamentul revin, dacă nu vă supărească. Aici o chestiune. De a fi, de a putea reprezenta un număr de oameni. Deci atunci a fost, dacă aveți dumneavoastră, forma aceea de inițiere a unei opinii publice, de a stabili opinia publică în ce direcție se îndreaptă cu număr de parlamentari. Știți în ce context s-a făcut? Cred că vă amintiți cum a fost atunci conflictul între cele două entități. Știți cum s-a făcut strângerea de cele de semnături pentru coaliția de familie? Cine? Făce rețele? Nu știu, nu știu. Bun. Dar deci, vreau să vă spun... Nu e foarte relevant. Nu e foarte relevant, așa este, corect. Dar ce e relevant este faptul că nu a prezentat nimeni atunci un calcul în ce măsură un parlamentar din cei 300 poate reprezenta un număr de câteva sute de mii de cetățeni. Și ca principiu, cetățenii sunt reprezentați de parlamentari, așa cum știți, pe noua legislație 73 de mii de oameni pentru deputați și 147 de mii, dacă mai știu, pentru senatori. În țară. Da. În țară, că diaspora sunt doar 6 parlamentari țară, și au câteva milioane de oameni de reprezentat. Aceia sunt, și problema este că cetățeni de mâna a doua. De a putea reprezenta la propriu, adică de a avea un dialog potențial cu un procent din aceștia, este foarte mică și astăzi. Va fi și mai mică dacă vor fi mai puțin parlamentari. Nu în asta stă cheltuiala publică, în parlamentari. Atunci da, nu e vorba de bani. Da. Deși un parlamentar în 4 ani costă 200.000 de euro. Credeți-mă că nu asta e problema României astăzi. Problema României astăzi vis-a-vis de legislația stufoasă, ceea ce discutam mai devreme acum câteva minute, și de... Păi poate sunt prea multe păreri în Parlament de atât de stufoasă. Poate dacă ar fi 300 de oameni, ar reuși să se organizeze mai bine. Dar vă spun că nu cred, nu cred că reducerea numărului de parlamentari într-un mod, repet, nejustificat poate avea un efect benefic sub aspectul legislației viitoare pe care o va produce Parlamentul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, da, că 300 poate nu e cel mai potrivit număr pentru un viitor Parlament. Dar oamenii au votat. Da, da. Ce le spunem? Sunt prea proști ca să aibă o părere... Fost... Am înțeles. I-am consultat, au avut un punct de vedere și ne-am decis că punctul de vedere al populației e irrelevant. Deci n-a fost ca acum un mandat pentru parlamentarii care vor fi aleși. A fost o consultare. Știu, o diferență, da, de ce nu explică, legislativă. De ce nu le explică nimeni cetățenilor că parlamentarii, parlamentul acesta care își încetează activitatea în câteva săptămâni, a luat act de opinia cetățenilor și a considerat-o neavizată. Și știe parlamentul ăsta mai bine, care are printre membrii săi, de la șoferi cu gimnaziu și atât, persoane care nu sunt capabile să facă acordul între subiect și predicat, că știți, da, că nu e chiar cel mai calificat parlament acesta care își încetează activitatea acum. Păi, oricum, partea frumoasă este că e deja caduc acest proces. Noua legislație nu mai prevede
partea aceea de consultare să se mai ia în calcul, deci evident că a trecut momentul de a lua decizii. Știu că a fost foarte bine jucată politic. Nu știu ce a jucat-o, nu sunt de parlament, dar da. Vreau să vă spun că ceea ce mă uimește este, revin la discuția de câteva secunde, în clipa de față, orice persoană care vrea să intre în Parlament candidează și primește un număr de voturi pe imaginea sa sau a partidului, sau pe amândouă, fără să fie o formă de valoare a competenței. Deci noi acum dialogăm pe chestiuni oarecum comune și ne înțelegem, pentru că avem un vocabular comun. Dacă vine un șofer, scuzați-mi expresia, că tatăl a fost șofer, deci nu vreau să jignesc pe nimeni, care are atribuții în direcția managementului unei mașini, evident că nu poate comenta același lucru ca și o persoană calificată în zona juridică. Dar are același vot. Același vot. Problema este că, și nu e rău că l-are. Nu e rău că l-are, sigur. Că după ce intră în Parlament, nu face un curs. Un curs de drept, în care se află ce înseamnă dreptul civil, ce înseamnă cel penal, de ce este el în Parlament, pe ce reprezintă el, cum se votează. Nimeni nu face niciun fel de curs. Este uimitor că după 2000 ceva de ani de la România încoace, toți care sunt în Parlament sunt aleși doar pe imagine. Și numai România, oriunde lumea asta. Asta mă intrigă un pic. Deci nu e despre CV să vorba. Poți să fii calificat superior și să n-ai destulă inițiativă sau să nu fi, eu știu, să nu fi genial. Poate să fie un om simplu care are doar 8 clase sau are și un bacalaureat eventual și se poate da soluții geniale. Dar fără să fie doar nativitatea, fără o formă de educație, este insuficientă. De asta, cred că ar trebui ca parlamentar în viitor, printr-o lege pe care toți o facă, evident, să li se impună un curs prealabil celor care nu au calificare juridică și economică. Un curs pentru parlamentari? Nu. De ce? Pot răspunde la asta foarte bine, pentru că este o întrebare care mi-a fost adresată și mie. Respectiv, eu am 28 de ani și de-a lungul campaniei am fost în țară, în comunitățile noastre și nu numai. Nu doar 1, 2, 3 oameni mi-au adresat întrebarea, cum poți tu, la 28 de ani, să faci ceva acolo. Este drept că sunt avantajat de cei 9 ani în care am lucrat ca și consilier parlamentar al domnului Aurel Weiner, care a fost deputatul minorității noastre până în prezent. Dar părerea mea e așa, practic. Nu cred că se poate face o diferență între oameni. În țară există de la oameni care n-au niciun studiu până la oameni cu studii foarte înalte. Toți, din punctul meu de vedere, sunt egali. Nu te face mai om, da? Dacă ai sau nu ai ceva, ce ai în suflet și ce ai în minte nu schimbă. Este adevărat. Profesionalizarea contează. Dar trebuie să existe un numitor comun. Pentru cine are voința să facă cu adevărat ceva, se poate. Există regulamentul Camerei Deputaților, există Constituția și eu am făcut acest lucru în acești 9 ani. Am luat toate regulamentele, le-am pus pe masă, m-am uitat la discuții precedente din Camera Deputaților. Deci pentru cine are un minim de voință să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat acolo, este un efort mare. Toate legile, toate discuțiile din ambele camere sunt publicate pe internet. Sunt la 2 clicuri distanță. Cea mai bună experiență o capeți văzând ce s-a întâmplat. Modelele de procedură legislativă, felul în care trebuie scris o lege, expunerea de motive și așa mai departe, în prezent e la 2 clicuri distanță. Deci se poate califica la locul de muncă, pe scurt, spuneți dumneavoastră, orice parlamentar. Da. Din... Mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii, câteva zeci de secunde. O să vă pun o întrebare la care o să am nevoie de un răspuns foarte scurt. E o întrebare electorală. E PNL o alternativă sau e PNL un posibil partener după alegerile din 2016 pentru ALDE? Nu pot să spun eu asta, pentru că, evident, nu pot lua eu decizii. Strategia o face partidul, sub aspectul cele naționale mă refer. Dar sunt voci înalte care cer o reorientare către liberali, către național-liberali în detrimentul PSD? Nu am auzit. Vă spun în mod direct. Eu am auzit Remus Borza, dar credeam că sunt mai mulți. Nu știu. Remus Borza a spus că vrea cu PNL-ul. Bun, din păcate spațiul alocat acestei emisiuni s-a încheiat. Le mulțumesc mult invitațiilor din această seară. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 21. Sunt 21.30, atenție. Toată săptămâna este cu ediții scurte de o oră, fără pauză publicitară. Dar sunt convins că rezistați 60 de minute cu noi. Ne vedem mâine, 21.30. Sunt Răzvan Zanfir, o seară bună.
asigurându-i pe adversarii mei politici că am luptat cu ei 10 ani, dar sunt gata să mai lupt 10, pentru că, așa cum spuneam la încheierea mandatului, am îngenunchiat sistemul, dar nu l-am învins. Și sistemul trebuie învins, trebuie pus la dispoziția cetățeanului. Pe 11 decembrie, votați Partidul Mișcarea Populară. O viață întreagă am modulat Tarabasa, dar votul l-am modulat niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți i-am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Flora Mamaia este alegerea ideală pentru clienții din segmentul business. Hotelul pune la dispoziție un centru de conferințe modern, unde pot fi organizate întâlniri de afaceri.